Din păcate, în România post-decembristă nu a existat o preocupare profundă, una sistemică, de a supune administrația publică unei operațiuni de evaluare și redesenare de sus până jos, după criterii clare și care să nu se modifice de la un ciclu electoral la altul. Disciplina în materie de execuție a bugetelor publice Pare a fi inspirată dintr-o celebră vorbă românească despre îngrășatul în ajun, care însă nu ne avantajează deloc. Guvernul a făcut o prioritate esențială din guvernarea deschisă și din transparența actului administrativ. Este însă important modul în care transparența susține calitatea. Și mă refer aici în principal la nevoia de îmbunătățire a calității cheltuielor publice. Din punct de vedere tehnic, administrativ, transparența este relativ ușor de făcut. Iar actualmente chiar se face prin publicarea bugetelor ordonatorilor de credite și a execuțiilor bugetare, așa cum s-a spus deja. Însă, doar această transparență privind bugetele publice nu este suficientă prin ea însăși pentru a obține creșterea calității cheltuielor publice. Aceasta trebuie să fie rezultatul unui exercițiu de alocare și de optimizare a alocărilor bugetare. De aceea, sunt de părere că soluțiile profunde trebuie căutate în continuare la nivelul construcției bugetare.